Bună ziua, stimați prieteni! Vă salut din nou, suntem în ziua de vineri. Astăzi venim cu o emisiune live. Emisiune deja tradiționale, președintele Igor Dodon răspunde. Mă bucur să constat că mai mulți politicieni din Republica Moldova, inclusiv unii colegi de partid din fracțiunea PSRM, au preluat această inițiativă practică bună de a avea dialog în direct pe rețelele de socializare cu dumneavoastră și de a răspunde la întrebări. Aceasta înseamnă că noi am avut dreptate în luna noiembrie 2019, aproape deja un an jumate în urmă, când am lansat acest format de discuții cu dumneavoastră. Astăzi avem din nou întrebări de la colegii dumneavoastră din mass media, mă refer la cei din presă care ne privesc acum, și vor răspunde și la unele întrebări live, care, la sigur, văd că deja încep să vină. Deci, începem. Întrebările de la mass media. Canal 5. Două întrebări. Octavian Țicu a contestat la Curtea Constituțională decizia Parlamentului privind instituirea stării de urgență, iar PAS examinează o astfel de posibilitate. Care ar putea fi consecințele anulării stării de urgență și, de ce credeți că deputații au argumente pentru contestare? În primul rând, haideți să explicăm încă o dată, așa, puțin mai clar, ce este cu această stare de urgență anunțată de Parlament pe data de 31 martie, dacă nu greșesc, și a început pe 1 aprilie. Noi din start am menționat că necesitatea stării de urgență este dictată nu atât de introducerea unor noi restricții și la prima ședință a Comisiei Situații Excepționale, eu cred că colegii din Guvern au dat un bară când au introdus unele restricții care apoi au fost anulate, mă refer la ieșirea în parcuri și în locurile publice, dar starea de urgență mai mult oferă Guvernului în demisie, Guvernului interimar, atribuții de a lua unele decizii de susținere a populației sau de deblocare a unor cheltuieli suplimentare. Uitați ce avem noi la ziua de astăzi. Guvernul interimar nu poate să urgenteze, de exemplu, procurarea vaccinilor. Nu poate să vină cu unele inițiative de ajutare a oamenilor, a cetățenilor, a agenților economice. De ce deputații independenți, toate cu Țicu, probabil nu independent, tot cu cei din blocul acum, și cei din partidul doamnei Maia Sandu, vor să anuleze starea de urgență? Eu nu înțeleg care sunt argumentele lor. Și eu vreau să-i preîntâmpin care ar putea fi consecințele. Da, la această etapă avem o rată scăzută a numărului de cazuri noi. Nu atât de mare, dar ieri a fost din nou mult, 1400 și ceva. Dar noi cunoaștem cu toții că pronosticurile specialiștilor, Organizația Mondială a Sănătății, ne spune că în luna mai va fi o creștere a numărilor de cazuri. Deci eu vreau să-i preîntâmpin pe deputații care merg și pe doamna Maia Sandu, care merge acum cu anularea stării de urgență, să-și asume toate consecințele negative care vor urma în următoarele săptămâni. Care ar putea fi ele? Din nou creșterea numărului de cazuri. Doi, va fi mai dificil să procurăm vaccine. Uitați-vă, licitația care a fost anunțată pentru procurarea vaccinilor nu s-a înregistrat nimeni. Pentru că nu sunt atât de mulți doritori să vândă vaccine. Pentru că producătorii au foarte multe comenzi. Prin urmare, trebuie de negociat direct. Cine va negocia direct? În timpul stării de urgență, guvernul are competențe să meargă la negocieri directe. O să anulați starea de urgență, atunci asumați-vă consecințele. Și încă un lucru foarte important. Ieri, guvernul, Comisia Situații Excepționale, a luat decizia de a veni cu unele suporturi ajutoare în parcurs perioadei stării de urgență. Care sunt ele? Se compensează dobânzile la credite. Se restituie TVA-ul. Ați văzut, ieri a fost anunțat. A fost luată decizia de a majora până la 100% compensarea tuturor medicamentelor pentru vindicarea cazurilor sau licuirea cazurilor COVID, tratarea cazurilor COVID care sunt la domiciliu și asigurarea livrării la domiciliu acestor medicamente. Și acum pun o întrebare, domnule Țicu, doamna Maia Sandu, deputații din PAS. Sunteți gata să anulați toate aceste inițiative, aceste preferințe, aceste acțiuni de susținere a populației? Dacă sunteți gata, mergeți la Curtea Constituțională și veniți cu argumentele de anulare a stării de urgență. Și atunci asumați-vă toate consecințele la tot ce se întâmplă.
A doua întrebare. Premierul interimar Aurel Ciocoi a declarat că unii politicieni folosesc starea de urgență în scopuri politice. În ce măsură el are dreptate și cui e convenabil de unghiere politică introducerea stării de urgență cel mai mult în opinia dumneavoastră? Eu îl înțeleg pe domnul Ciocoi, el este un ministru de externe destul de bun, a fost un consilier prezidențial bun, a fost un ambasador bun. Eu înțeleg că este cam dificil în funcția de prim-ministru și el singur să plânge pe aceasta, că i-a sărit toți în cap. Și mai face unele declarații care sunt puțin cam greu de interpretat. Dar, repet încă o dată, starea de urgență ca scop are ajutorul oamenilor. Și i-am dat atribuții suplimentare domnul Ciocoi să facă față acestei situații. Eu sper că domnul Ciocoi va avea suficientă răbdare și înțelepciune să ducă până la sfârșit mandatul care îl are. Dacă va lua altă decizie, noi o să-l înțelegem și o să-l susținem, dacă va fi cazul. Unimedia. Cum comentați răpirea cetățeanului ucrainean Mikola Ceaus? De ce ați refuzat să-i acordați azil politic? Unele voci vorbesc despre o posibilă implicare a forțelor ruse în această operațiune. În primul rând, de ce a refuzat să acorde azil politic? Pe parcursul mandatului de președinte al Republicii Moldova au fost câteva încercări, cereri, ca eu să acord azil politic. Nu am acordat azil politic nici la ăsta, Ceaus din Ucraina, dar nici era și un deputat, îmi pare că, cum îi spunea, Rize, din România. Nu am acordat azil politic la nimeni. Pentru că consider că cei care fug de justiție din țările lor nu au ce căuta adăpost politic în Republica Moldova. Au încălcat legea. Lasă răspundă fața legii în țara de unde sunt ei. Dar procedura de deportare trebuie să fie una legală. Eu am spus cu, și cu alte ocazii, este foarte straniu această situație, acest lucru. Și știu că astăzi, acum deja a început ședința Parlamentului, unde colegii socialiști au venit cu inițiativă de crearea unei comisii parlamentare de investigație. Și eu cred că în următoarele 2-3 săptămâni, poate mai repede 10 zile, noi vom afla foarte multe lucruri care ne va uimi, probabil. Pentru că din ceea ce am văzut și din ceea ce cunosc eu, și am văzut și diferite investigații jurnalistice, sunt implicate serviciile secrete speciale din Ucraina. Păi vreau să vă spun că serviciile speciale din Ucraina puteau să colaboreze doar cu serviciile secrete din Republica Moldova. Nu cu Ministerul Interne, cum încearcă unii deputați din PAS să arunce mingea în terenul Ministerului Interne, nu. Eu vă sugerez, deputați, foștii colegi din PAS, aruncați mingea în ograda președinției sau alături la SIS. Și acolo o să găsesc ce vă trebuie. Eu aștept cu nerăbdare ce o să spună Comisia de Investigație care va fi creată. Și să răspundă la întrebare, a fost sau nu implicat SIS-ul din Republica Moldova în această operațiune specială a serviciilor secrete din Ucraina? Și de ce Maia Sandu, președintele țării, încă nu a avut o poziție foarte clară? Ce nu a invitat ambasadorul Ucrainei? Eu s-a fost în funcție de președinte, invitam ambasadorul chiar în acea zi. Și întrebam cum s-a întâmplat așa că este implicat autoturismii, angajați a ambasadei Ucrainei. Și de ce nu se ia nicio măsură? De aceea sunt foarte multe întrebări, nu vreau să vin cu aprecieri suplimentare la această etapă. O să vedem activitatea Comisiei Parlamentare de Investigație și eu cred că vom afla multe lucruri interesante. Însă, după ce vor fi confirmate unele implicări, trebuie să urmeze și sancțiuni. Dacă se va fi demonstrat că este implicată instituția prezidențială, pentru că SIS-ul este în subordinea instituției prezidențiale, atunci, eu cred că cetățenii, Parlamentul, tot trebuie să iau atitudine față de acest lucru. Ce înseamnă asta? Merge omul ziua în amiază mare prin centrul Chișinăului, îi spune sacul în cap, îl pun în portbagajul mașinii și îl scot ilegal din țară. Nu s-a întâmplat de mult așa lucru în Republica Moldova. În anii 90, poate. Dar acum se întâmplă pe timpul mandatului președintelui Maia Sandu. Sunt o mulțime de întrebări la care cu toți așteptăm răspuns. A doua întrebare de la Unimedia. Pe 15 aprilie, Curtea Constituțională va decide dacă se dizolvă sau nu Parlamentul. Cum va proceda majoritatea parlamentară? PSRM este pregătită de alegeri. Eu am menționat de mai multe ori că socialiștii sunt pregătiți de alegeri începate. O să vedem ce va decide Curtea Constituțională. Dacă Curtea Constituțională este gata să aibă soarta Curții Constituționale de pe timpul lui Plahotniuc, pentru că noi vedem că, în practic, avem al doilea Plahotniuc în fust acum.
care încearcă să subordoneze instituțiile statului, să captureze Curtea Constituțională și o să vedem să se va da Curtea Constituțională capturată sau nu. Poate sunt niște declarații prea dure, dar noi am avut o astfel de situație. Avem comisia de la Veneția, avem precedentele, avem deciziile în Curții Constituționale. Când un parlament nu poate fi dizolvat dacă există majoritate parlamentară. Și dacă Curtea Constituțională este gata să-și asume acel lucru, lasă-și asume. Dar va avea aceeași soartă. Cum va proceda majoritatea parlamentară? Noi avem mai multe posibilități cum să procedăm. Repet, noi nu ne temem de alegeri parlamentare anticipate. Dar noi suntem categoric împotriva alegerilor pe timp de pandemie. Ne ocupăm de vaccinare, procurăm vaccine, stabilizăm situația, pe urmă putem să mergem și la alegeri. Dar acum să aruncăm 120 de milioane de lei în vânt pentru alegeri, în următoarele o lună, o lună jumătate, două, lucrul acesta noi suntem împotriva. Акцентова Игорь Николаевич, члены вашей партии намерены создать комиссию в парламенте по расследованию дела о похищении Николая Чауса. Как вы смотрите на то, чтобы к этому расследованию были бы привлечены иностранные специалисты? Я думаю, что у нас есть неплохие специалисты, но в любом случае определенное сотрудничество с нашими внешними партнерами здесь нужно будет. Здесь надо спросить позицию СБУ Украины, службы безопасности Украины, службы внешней разведки Украины. Мы видим, вот сегодня даже какие-то американские исследования были, Райс или кто там делал, где четко показывает, что это были спецслужбы Украины. Конечно, если президент ничего не делает страны, потому что, не знаю, может быть, есть какой-то интерес, или боится начинать разбираться, потому что в результате следствия выйдет на самого себя, знаете, есть такой анекдот. Мы понимаем, что они не хотят ничего сделать, тогда этим должен заняться парламент. Парламентская комиссия, которая будет сегодня создана, должна пригласить, если нужно, и посла Украины здесь. Спросить все-таки, что происходит. И выйти с публичным отчетом. Чтобы люди знали, кто чем занимался. Нужны будут какие-то специалисты? Наверное, здесь не идет речь о том, что каких-то сыщиков, либо спецов брать в расследование. Нет. Здесь, наверное, нужно будет подавать официальные запросы на Украину, чтобы мы получили какие-то ответы. Потому что пока что прошло уже почти неделя, вот будет завтра, послезавтра неделя, и Украина молчит. Наши дорогие друзья, партнеры, соседи, пока я не вижу никакой позиции, не вижу позиции посольства Украины здесь. Почему молчат? Раз уверены, что они не замешаны в этом, почему все молчат? Спутник. Сурса медиа спутник, вакцина спутник. Спри вакцин ворбима кожа. În timpul, în ritmul pe care îl avem la ora actuală cu vaccinarea populației, credeți că vom reuși să imunizăm 500.000 de cetățeni anul acesta? Eu cred că noi reușim și o să vă spun în opinia mea de ce. Noi, în mediu, acum pe zi, vaccinăm în jurul de 3.000 de persoane. 3.000 de persoane, în decurs de 100 de zile, sunt 300.000. Dar am vorbit cu specialiștii, chiar cu primarul general, am vorbit recent. Ei au capacitatea doar în Chișinău să ajungă la 3-4 mii de oameni vaccinare. Important să avem vaccinul. De ce? Eu cred că întrebarea nu este de capacitățile de vaccinare. Întrebarea este de volumul de vaccine disponibile în Republica Moldova. După cum știți, eu am declarat că până la sfârșitul lunii mai noi vom primi circa 500.000 de vaccine din ajutoare umanitare. Păi, când o să avem volumul acesta mai mare vaccinilor, eu cred că noi putem să ajungem rapid la 8-10.000 de persoane vaccinate pe zi. Ce înseamnă asta? În decurs de 100 de zile, 10.000 de persoane pe zi, asta este 1.000.000 de cetățeni. E real sau nu? E real. Eu cred că cu tempourile și ținând cont de volumele de vaccine care vor veni în următoarele săptămâni în Republica Moldova, este real ca până la sfârșitul lunii iunie să avem 300.000 cel puțin. Acum avem în jur la 55-60.000, dar o să avem cel puțin 300.000 de oameni imunizați. Mai departe, dacă procurăm vaccinul masiv, cum am spus în luna iunie, e vorba de circa 1.000.000 de vaccinuri Sputnik V, și acest lucru este real. Apropo, prețul care va fi înregistrat în timpul apropiat în Republica Moldova este cel mai ieftin pentru Sputnik. Dacă nu greșesc, vaccinul chinezesc o doză în jurul de $15, la export din China. Vaccinul Pfizer este în jurul de €25 o vaccină, adică trebuie €50 la o persoană. Sputnikul este în jur de $10 o vaccină, adică $20 complet.
este unul din cel mai ieftin. Și, după cum spun toți, unul din cel mai eficient. De aceea, eu cred că până la sfârșitul lunii iunie vom avea în jurul de 300-400.000 de oameni imunizați și până în sfârșitul verii putem să ajungem la circa 1.000.000 de cetățeni imunizați. Și după aceea putem să discutăm, putem să vorbim despre alegeri parlamentare anticipate și alte scenarii politice. A doua întrebare la spune. Va mai beneficia Moldova anul acesta de resurse externe pentru acoperirea deficitului bugetar? În toamnă intrăm în campanie electorală? Întrebare. În ce sens de campanie electorală, eu cred că totul depinde de decizia Curții Constituționale din data de 15 aprilie, săptămâna viitoare. Dacă Curtea Constituțională actuală, majoritatea din această curte, pentru că acolo sunt și membrii care gândesc altfel decât majoritatea, dacă majoritatea din această componență va merge pe calea lui Plahotniuc, atunci cel mai probabil vor fi alegeri parlamentare anticipate și cel mai probabil în toamnă. Dacă va predomina rațiunea și poziția Consiliului Europei și Comisiei de la Veneția, atunci cel mai probabil noi alegeri parlamentare anticipate în acest an nu vom avea. Răspuns la întrebarea, va mai beneficia Moldova în acest de resurse externe sau nu? În caz dacă vor fi anticipate, cel mai probabil resurse externe nu vor fi. În caz dacă vom numi un guvern în timp apropiat, atunci vom avea și programele de asistență externă aprobate destul de repede. Cum vom supraviețui? Încasările la buget sunt destul de bune la această etapă, ținând cont de încasările din sursele interne. Mă refer la fisc și la serviciul vamal. Nu rău acoperim deficitul bugetar și din emisia valorilor mobiliare de stat. Noi trebuie să emitem anul acesta în jurul de 7-8 miliarde de lei valori mobiliare de stat. În primul trimestru, dacă nu greșesc, a fost planul de vreo 2,4 miliarde, a fost îndeplinit. În trimestru 2, planul este mai mic cu 1,5, mi se pare că sau 1,3 miliarde de lei va fi îndeplinit. Așa că una din surse de acoperire a deficitului bugetar sunt valorile mobiliare de stat care sunt emise și procurate de băncile comerciale. Altă sursă sunt circa 6-7 miliarde de lei surse externe, care ar putea anul acesta să nu fie încasate. Problema cu inexistența acestor surse ar putea să apară în toamnă. Până în luna, ce spun specialiștii, cu care eu am discutat personal, până în luna septembrie, noi probleme cu finanțarea cheltuielilor curente și investițiilor capitale nu avem. Vă amintiți, vă spuneam în luna ianuarie că ar putea să apară unele întrebări sau probleme în luna iunie. Acum noi am reevaluat, am văzut încasările, dinamica încasărilor și până în septembrie noi nu avem probleme. O să vedem cum merg încasările în următoarele 2-3 luni. Anul acesta se arată să fie un an bun pentru agricultură. Vedem care este situația în câmpuri. Apropo, o prostie totală, interzicerea exportului de grâu, odată ce am luat acest subiect, este o tâmpenie. Avem grâu în țară, avem perspectiva unei roade foarte bune, este un preț înalt la export și în condițiile astea, nu știu ce economiști așa puternici sunt în echipa doamnei președinte Maia Sandu, că interzic exportul. Și agricultorii au pierderi de milioane. Pentru că peste o săptămână prețul va fi de două ori mai ieftin. Credeți că sunt dilapidări din rezervele de stat? Știți că nu sunt. Păi clarificați-vă acolo. N-aveți ce interzice tot exportul din țară. Noi niciodată n-am făcut acest lucru. Dați voie oamenilor să muncească. Agricultorilor acum le trebuie să vândă stocurile, să obțină bani și să facă lucrările de primăvară. Au semănat grupa a doua acuși. Unii au început deja. Porumbul, floarea, soarele, trebuie semănat. Pentru asta trebuie motorină care a crescut în preț. Trebuie semințe, trebuie fertilizanță. Și oamenii care au ținut ceva volume de grâu în stoc ce mai rămas, vor să le exporte, nu le dați voie. E greșeală enormă. Deci eu cred că noi cu tot ce sunt de buget, anul acesta, cu toate riscurile care sunt și cu toate problemele care le face doamna președinte Maia Sandu, în blocarea situației, eu sper că majoritatea parlamentară va face față. Și al treilea întrebare de la Sputnik, ar trebui sau nu statul să monitorizeze cetățenii moldoveni care s-au imunizat în alte state? Eu cred că ar trebui să avem un anumit control. Vedem diferite declarații când unii merg în România, alții în Dubai se duc, nu fiecare după buzunarul care îl are, și se vaccinează. Eu cred că asta e cinic, în primul rând, față de pensionarii din Republica Moldova, care nu au posibilitate să plece în Dubai. Dar ei au în primul rând nevoie de această vaccină. Ar trebui sau nu să se monitorizeze? Da, eu cred că ar trebui să fie un registru de monitorizare. Știm exact câți cetățeni.
Noi știm că din contul statului au fost vaccinați circa 60.000 de cetățeni în ultimele luni, lună jumate. În realitate, câți sunt ei care au fost vaccinați în alte țări? Adevărul rău, ați declarat că donația de vaccinuri Sputnik V se datorează solicitării dumneavoastră a Zinaidei Greceanei către conducerea Rusiei. Însă și Maia Sandu a transmis o scrisoare către Vladimir Putin în acest sens. Oare nu e și meritul Maia Sandu? Eu nu aș vrea să împărțim noi. Cum aș să ne măsurăm cu vaccinul? La cine vaccinul e mai mare? Ca volum mă refer acum. Maia Sandu trebuia să facă acest lucru din luna decembrie. Pe data de 24-25 decembrie, când a devenit președinte, trebuie să ocupe de vaccine. Dar să nu aștepte și să nu blocheze înregistrarea vaccinilor și când a văzut și auzit că Dodon s-a înțeles și o să fie vaccin, repede scrie și eu scrisoric lui Putin. Nu doar știm. Deci, haideți să lăsăm lupta asta. Cine, cum și mai departe. Vaccinul rusesc în Republica Moldova va ajunge datorită solicitării doamnei Greceane și faptului că m-am implicat eu personal. Da, mai s-a dus că slăvă 30 președință. Trebuie să fac lucruri, trebuie să sui în avion în ianuarie și să pleci la Moscova. Chiar dacă nu primea nimeni acolo din primele persoane, merge pe la doilea eșelon și se înțelege. Lasă mândria într-o parte și apuc de lucru. Cum veți participa la ceremonie de donare vaccinului dacă nu aveți nicio funcție în stat? Numai asta vă interesează. Maia Sandu a participat la livrarea la vaccinuri care pe platforma COVAX, care nu a avut nicio atribuție cu dumneavoastră. Eu acum mă ocup, ca să cunoașteți, mă ocup de caut avion împreună cu unii colegi, parteneri din Federația Rusă, care să nu fie achitat de stat, să nu fie niciun bănuț din bugetul de stat, ca să ducem acest vaccin mai repede. Da, pot fi alocați bani din bugetul de stat, din rezerva de stat. Nu cât ar costa un avion cargo, e destul de scump. Câteva zeci de mii la sigur de dolari. Dar mai bine banii ăștia să economim la stat și eu acum caut și eu practic deja am convenit. O să fie un avion, o rută specială care o să aducă vaccinul în Republica Moldova. Acum se finalizează toate chestiile tehnice. În TV. Domnule președinte, ați fost recent la Moscova, de ce nu v-ați vaccinat? Așa cum o fac politicienii moldoveni care pleacă în România. Sau care pleacă la Dubai. Eu consider că lucrul acesta nu este corect. Eu o să mă vaccinez doar după ce vaccinul o să fie în Republica Moldova, accesibil pentru toți. Și o să mă strădui să mă vaccinez nu din contul statului, dar la sigur vor fi și vânzări la comercial. Mai bine mă vaccinez la comercial ca să profite de cei din contul statului, pensionarii și alte categorii vulnerabile. Eu în general cred că deputații, conducerea țării trebuie să stea la rând. Am văzut că deputații vor să vaccineze, dar nu nimic, mai răbdați. Haideți să vaccinăm pensionarii, hai să vaccinăm grupurile vulnerabile. Deci poziția mea este una foarte categoric. Până când nu aducem vaccinul în Republica Moldova, eu nu o să mă vaccinez. Am avut posibilitate săptămâna trecută, evident că am avut posibilitate. Fiind la Moscova, mi-au propus, poftim. Am spus că nu, aducem vaccinul acasă, după aceea o să vaccinăm și noi. Compania MIR. С апреля этого года Российская Федерация отменила нулевые пошлины на ввоз молдавских товаров. Как это решение скажется на молдавских производителях? Есть ли шансы вернуться к нулевым ставкам? Я думаю, что это скажется очень плохо на молдавских производителях. Потому что наши товары будут менее конкурентоспособны на российском рынке. Знаете, как есть хорошее слово, свято место пусто не бывает. Конечно, если мы уйдем с этого рынка, важный рынок для нас. Хочу отметить, 200 тысяч тонн яблок мы экспортируем в Россию. Европу мы экспортируем 1000 или полторы, или пару тысяч тонн яблок. Что делать с 200 тысяч тонн яблок? Не дай бог, чтобы мы пришли к ситуации 2015 года, до того, как я стал президентом, когда мы не могли поставить вот эти группы товаров на российский рынок. Обанкротится весь север. К сожалению, нынешнего президента страны, как мы видим, это не волнует. Меня это волнует. Можно ли вернуть те преференции? Как я уже говорил, я сделаю все возможное, чтобы мы добились возвращения этого льготного режима. Я думаю, что в ближайшее время будут и наши депутаты в Москве от партии социалистов. Я думаю, что в ближайший месяц может быть и моя еще одна поездка в Российскую Федерацию. И буду заниматься в основном этим вопросом. Вакцинами, этим вопросом наших производителей и, конечно, мигрантами. Вот 3-4 вопроса основных в повестке с нашими российскими партнерами.
TV8, partidul Acasă, Construim Europa, Pace, condus de Căvcăliuc, merită scos în afară legii după incidentul de la Sângerei? Nu, eu știu că politicienii din Republica Moldova sunt foarte inventivi și vin cu diferite așa, acțiuni pentru a se scoate în prim plan și eu cred că i-a reușit să fie scos în prim plan. Nu știu dacă partea pozitivă sau negativă. Unii, vă aduceți aminte, vărsau murdării în fața oficiului Peledemie prin anii 2015, dacă nu greșesc, sau 2014, când a fost chestia asta. Știți cine? Un balabol de la Bălți. Atunci nu a cerut nimeni să fie scos în afara legii. Dar nu vreți să fie scos asta în afara legii. Lasă să adreseze cineva la organele respective și să ia decizie. Faptul că nu trebuie admisia astfel de acțiuni, eu sunt absolut sigur. Trebuie să fie tras la răspundere persoanele care au procedat așa? Da, trebuie să fie tras la răspundere. Trebuie oare să fie scos partidul în afara legii din cauza unor astfel de acțiuni? Asta deja se expune organele respective. Și TV8, încă o întrebare ultima din partea mass media, la câte mandate sperați în viitorul Parlament pe PSRM? Eu cred că ne-o știți răspuns la această întrebare. Noi, conform tuturor sondajelor, nu o să obținem mai puțin decât avem acum. Socialiștii la ultimele alegeri au obținut 35 de mandate în Parlament, mai târziu plus 2 mandate pe circunscripție, 37. Toți sunt convinși, inclusiv oponenții noștri politici, că mai puțin de 35-37, noi conform situației la ziua de astăzi ne vom obține. Dar noi vedem dinamica, noi cunoaștem ce se întâmplă în teritoriu, că ieri am făcut ședință cu organizațiile noastre teritoriale din zona centru, 13 raioane, astăzi am ședință cu organizațiile de parteneri din zona sud, încă vreo 10-11 raioane și mâine o să am cu zona nord. Eu știu ce se întâmplă în fiecare raion, noi știm care sunt tendințele, știm că încrederea față de președintele țării este în scădere, cunoaștem că încrederea în partidul doamnei Maia Sandu de asemenea este în scădere și știm că noi restabilim pozițiile la cel puțin rezultatul atins anterior, deja l-avem. Eu cred că poate fi și mai sus. Asta în cazul dacă vom avea alegeri parlamentare anticipate. Așa, acum haideți să răspundem la câteva întrebări care sunt de la cei care ne privesc acum online. Așa, Tatiana Climenca, domnule Dodon, este necesar de anulat dubla cetățenie pentru toți care ajung la cărmuirea țării și ca diaspora să nu aibă dreptul să voteze în afara Moldovei. Doamna Tatiana, cu o întrebare, la sigur, sunt de acord, la ceea că nu trebuie cei care sunt în conducerea țării să aibă dublă cetățenie, aici sunt absolut de acord. Și știți că am venit cu mai multe inițiative în acest sens. În ceea ce sunt de diaspora, aici trebuie să vedem să fim mai atenți. Sunt foarte mulți în afara țării. Poate să facem o programă de stat ca să le ajutăm ca ei să vină acasă în timpul legilor. Nu știu. Dar să închidem acum votul la diaspora, eu cred că lucrul ăsta nu e corect și nu este real. Kiril Șvețov. Bună dimineața, domnule Dodon. Când președintele va purta răspundere pentru acțiunile sale? Domnul Kiril Șvețov, care președinte? Vă referiți la actualul președinte? Președintele țării poate fi atras la răspundere prin două modalități. Sau prin procedura de impeachment, 34 deputați inițiază, 67 votează după aceea referendum. Nu este cazul situației la ziua de astăzi, pentru că eu sunt împotriva scrutinilor să cheltuim bani pe referendum și pe alegeri, nu este cazul. Sau a doua, prin răspundere penală pentru încălcarea gravă a Constituției. Asta se face fără referendum. E că a doilea modalitate, eu cred că este destul de reală. Destul de real. O să vedem ce o să se întâmple cu cazul ăsta cu judecătorul Cealăș și pe urmă o să vedem cum ne mișcă. Așa, Lidia Tintiuc, spuneți vă rog, la câți ani vom ieși la pensie? Legea a rămas pe vechi, ori pe nou? Doamna Lidia, inițiativa legislativă a mea a fost votată în luna decembrie, care presupune că începând cu 1 ianuarie 2022, adică începând cu 1 ianuarie anul viitor, o să fie vârsta redusă pentru femei 57, bărbați 62. Această inițiativă mea a fost votată și este în vigoare. Nu a atacat-o nimeni. La câteva întrevederi a deputaților noștri cu Maia Sandu, Maia Sandu a cerut să fie anulată această lege, să majorăm înapoi vârsta de pensionare pentru că insistă Fondul Monetar Internațional și partenerii externi. Eu am spus, Fondul Monetar și Partenerii Externi nu trăiesc în Republica Moldova.
Dar noi trebuie să avem grijă de cetățenii noștri. Oamenii nu ajung la vârsta aceea de pensionare care au aprobat-o ei câțiva ani urmă. Deci eu voi insista și în continuare și nu vom permite să revenim la vârsta de pensionare majorată. Trebuie să rămâne așa. 57-62. Mai Sandu o să insiste. Noi atât timp cât avem posibilitate în acest parlament și sper și în următorul nu o să-i permitem. Vitalie Miriuță, drumul de pe stradă Muncești, când îl faceți? Ne-ați promis. Vitalie, o să-l întreb pe domnul primar general când face reparații și pe strada Muncești. Cu regret, în acest an noi nu avem posibilitatea să finanțăm drumuri așa cum am finanțat anul trecut. Știți, anul trecut au fost câte 1 milion în fiecare, cel puțin 1 milion în fiecare sat și peste 150 de milioane sau 120 alocate din bugetul de stat la primăria municipiului Chișinău. Anul acesta, conflict între președinție și guvern, președintele blochează și putem să mergem cu reparația masivă a drumurilor. Dar eu sper că pentru anul următor o să putem aloca din nou resurse mai mari pentru drumuri. Todorov Alexandru, Igor Nicolae, lumea moare mai mult de foame decât COVID. Oamenii vor mâncare, nu vaccin. Domnul Alexandru, noi trebuie să acordăm lumii și oamenilor și salarii, și pensii, și locuri de muncă, dar și vaccinii pentru a stopa COVID-ul. Ele sunt legate una de alta. Atunci când sistemul medical e sub presiune și avem câte, cum am avut, 2300-2000 de cazuri pe zi înregistrate și 46 recordul, antirecordul de morți, cheltuielile sunt enorme care le alocăm în sectorul medical și mai puțin în susținerea sectorul real al economiei. De aceea trebuie să avem grijă și de una și de alta. Următorul. Petru Maistruc. Domnule președinte, vreau să vă spun că aveți mulți senatori în diaspora, mai ales dintre cei plecați în primul val. O sugestie, susțineți propunerea votării electronice și să aveți mult mai multă susținere din partea diasporii. Petru, eu vă mulțumesc de susținere, știu că este această susținere. Anul trecut, cu regret, am avut ce am avut cu votul masiv în unele regiuni, în unele state și au votat pentru oponentul meu, dar eu cred că mulți deja se dezamăgesc. În ceea ce ține de votul electronic, ar fi o soluție. Eu sunt sigur că noi nu reușim la acest scrutin electoral dacă o să fie în anul curent. Dar trebuie să examinăm foarte, foarte atent, să nu avem falsificări, pentru că foarte des în sistemul electronic sunt depistate încercări de falsificare. De aceea o să examinăm acest lucru, pentru că eu am spus că dacă ar vota toți, adică uitați-vă, noi la ultimele alegeri am avut record 250.000, dacă nu greșesc, diaspora din Occident, din Uniunea Europeană, care a votat preponderent pentru oponentul meu. Dar în Rusia avem 500.000 cetățeni și au participat doar 13.000, 14.000. În Transnistria avem 250.000 cetățeni cu drept de vot, dar au participat doar 33.000. Imaginați-vă că ar participa, dar în Europa, din 300.000, au participat 250.000, practic toți cu drept de vot. Imaginați-vă că ar vota toți ceilalți. Și sistemul electronic, într-adevăr, ar putea teoretic să le permite să voteze la toți. Atunci, rezultatul alegerilor ar fi cu totul altul. Eu cred că în viitor noi vom ajunge la un vot electronic, sunt ferm convins. Pentru că sunt și cheltuieli mai puțin decât schiți secții de votare în toate țările, câte 5, 6, 7, 10, cheltuieli suplimentare. Dar așa, vot electronic, cu o autentificare foarte clară, a intrat, a votat și mai simplu, la el de casă. Ruslan Baciu, de ce nu ați deschis granița cu Rusia? Ruslan, nu noi deschidem granița cu Rusia. Din partea noastră nu sunt restricții. Restricții sunt din partea rusă. Pentru că Republica Moldova se află în zonă roșie. Dacă vom începe masiv vaccinarea, și eu sunt ferm convins că după aceea se va deschide frontiera și cu Federația Rusă. Când? Dacă facem în luna aprilie, mai, iunie, cele câteva sute de mii de vaccinări, eu cred că după aceasta este real să fie deschisă și piața frontieră cu Federația Rusă. Silvia Vântu, ce acțiuni sunt necesare din partea Republicii Moldova pentru prelungirea taxelor zero cu Federația Rusă? Silvia, evident că înțelegerea care a fost anterior a fost la nivel de președință. Noi am avut taxa zero la exporturi pentru că eu m-am înțeles cu Putin. Maia Sandu cu Putin nu știu dacă o să poată să înțeleagă. Eu mă tem că Maia Sandu va fi utilizată de Occident în lupta cu Putin. Deci ce se face în Ucraina, ce se face în alte părți. Și cu regret, președintele țării noastre acum, a Republicii Moldova, mai mult este influențată de către partenerii străini și un ping împotriva Rusiei. Nu e bine lucrul ăsta. E clar că în aceste condiții președintele țării nu poate să ajungă la înțelegeri cu Federația Rusă.
înseamnă că care e soluția? Trebuie să mă ocup eu de întrebarea asta. Și acum și asară iar cei de dreapta, că vedeți că scriu. Ce are Dodon să se ocupe cu asta, că el e bezrăbodnic. Da, eu nu sunt angajat acum nici într-o funcție de stat, dacă mi-aș fi pus scopul, găseam noi o soluție. Dar eu am posibilitatea și sunt în dialog cu Federația Rusă la nivelul cel mai înalt și pot să încerc să rezolv această problemă și voi face tot posibil. Tot ce îmi stă în puteri o să fac pentru a rezolva această problemă. Eu personal împreună cu Partidul Socialiștilor. Niura Gavrilița. Bună ziua, Igor Nicolaevici. Rugămintea mai multor părinți să faceți o comisie prin Universitățile Chișinăului să vedeți în ce condiții trăiesc studenții noștri, ce camere pentru bani, prin camere diferiți gândaci. Am fost și eu student pe 93, mi-aduc aminte în ce condiții era și atunci. Vă rog, chiar faceți întâlniri cu studenții de prin căminile universităților. Vă rugăm din suflet. De la începutul anului școlar au plătit câte 2500 de lei, dar acum îi pun să mai plătească câte 500 sau 600 de lei. Pentru ce? Cu așa condiții. Doamna Gavrilița, eu o să... Dacă o să scrieți în privat concret despre ce universitate e vorba, poate nu public, dar am scris, vă rog, pentru a ruga colegii și din comisiile parlamentare, deputații, să vadă, să ocupe de acest subiect. Scrieți-mi despre ce universitate este vorba. Jomir Ion, avem nevoie de un plan de acțiuni concret, implementat cât mai urgent și de abilitatea de a gestiona pandemia. Domnul Jomir, este un astfel de plan de acțiuni la guvern, este deja și experiență destul de bună. Hai să spunem sincer, sistemul medical în condiții foarte dificile, dar ține piept. Acum suntem în scădere, dar cel mai probabil în mai o să avem din nou o creștere. Noi trebuie până în luna mai să profităm de aceste 5-6 săptămâni când presiunea asupra sistemului medical nu este atât de mare și aceste 5-6 săptămâni trebuie să le utilizăm pentru vaccinarea masivă. Dar Maia Sandu vrea să anuleze starea de urgență. Din contra, hai să concentrăm toate eforturile pentru a vaccina, pentru a procura vaccină, a aduce și să vaccinăm oamenii. Pentru că într-a doua jumătate a lunii mai, iar să avem 2000 de cazuri pe zi. O să ajungești la 2500-3000. De ce? Noi avem un plan de acțiuni foarte clar. Pentru a implementa acest plan de acțiuni, guvernul a obținut suplimentar instrumentare prin declararea stării excepționale, dar acum trebuie să le permite să lucreze. Să nu-i blocheze ceea ce vor să facă instituția prezidențială, cu regret. Angela, domnul Dodon, dumneavoastră credeți în acest număr de infectări care se spune că sunt zilnic? Eu permanent v-am sunut, dar cu așa restricții și infectări care se spun că aici sunt zilnic, în țară mă scuzat, dar nu sunt de acord. Singur vedeți situația din țară. Haosul, sărăcie infectează cel mai mult țara, mai tare ca pandemie. Puneți efortul să ajutați populația, dar nu să fim obligați ca să purtăm mască sau să fim amendați. Dați voie la popor să fie liber și să nu agravăm situația. Angela, doamna Angela, eu am menționat deja. Eu sunt categoric împotriva restricțiilor. Și starea de urgență în mare parte este anunțată doar pentru a veni cu acțiuni de susținere populației. Pentru a da atribuții guvernului. Și deciziile de ieri, de exemplu, compensarea medicamentelor, cu multe alte chestii, sunt în favoarea populației. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să fie mai puține restricții. De aceea am fost împotriva ideii instituției prezidențiale de a face lockdown total, de a închide toate piețele, tot absolut. Asta ar fi fost greșeală. De aceea și în continuare să facem tot posibil să venim cu acțiuni de susținere, nu de limitare. Paralel, cum am spus, cu vaccinarea la toți cei care doresc. Ruslan Викторович, что ждет Майя Санду, если всплывут доказательства ее личного участия и господина Кульминского в похищении человека? Я думаю, что парламент решит, но можно запустить процедуру привлечения к уголовной ответственности всех тех, которые участвовали в этом беззаконии. Может это коснуться президента? Конечно, может коснуться и президента. Президент тот же гражданин, как и все. Поэтому парламентская комиссия должна разобраться, и я уверен, что они разберутся, и примут соответствующие решения и выступят с соответствующими инициативами. Как я говорил, сегодня будут установлены сроки. Парламент примет решение о создании такой комиссии. И я думаю, что надо срок дать ей до месяца, но желательно 2 недели максимум, чтобы они разобрались, пригласили всех ответственных лиц и пришли с четкой позицией. Кто занимался, кто участвовал, причастен к этому президенту или его окружению. И после этого уже выйти с соответствующими инициативами по привлечению к ответственности. Ștefan Iachim, când se va ridica salariul la pompieri salvatori? Promisiunea a fost multă, dar fără rezultat. Domnul Iachim, eu o să verific cu colegii dacă sunt astfel de inițiative în anul curent. În principiu,
pompieri salvatori nu sunt mulți, dar este o activitate cu risc sporit pentru viața celor care sunt angajați în acest domeniu, deci eu consider că dar fi bine să venim cu unele majore. Светлана Хынко. Добрый день, Игорь Николаевич. Что делать безработным, если даже невозможно устроиться на работу из-за того, что школа онлайн и не с кем оставить детей? Начальная школа училась и была отлично. Сейчас и этого нет. Светлана, я думаю, что мы в скором времени проведем массовую вакцинацию учителей. Я знаю, что в Кишиневе это уже проходит. Мы хотим максимум вакцинировать учителей для того, чтобы вернуть срочно в школу детей хотя бы вот эти первый класс, то есть первый, четвертый класс. Сейчас приоритетно будем этим заниматься. Я с вами полностью согласен, что когда дети остаются дома, тем более, если это касается детей первых классов, это проблема для родителей. Потому что они должны сидеть дома с детьми и не могут зарабатывать кусок хлеба. Поэтому этот вопрос мы попытаемся решить как можно быстрее. Но для этого нужно максимально сейчас вакцинировать учителей. Максим Казак. Игорь Николаевич, как вы думаете, почему 40% граждан внутри страны не вышли голосовать? Максим, это на каждый выбор и так. Участие в избирательной кампании, возьмите динамику всех последних 25-30 лет. Но максимум участвует внутри страны 55-60%. А 40% либо их нету в стране, либо это люди, которые не верят никому и не хотят участвовать. Это общепризнанная динамика, это не только случай Республики Молдова. Конечно, желательно, чтобы люди участвовали в выборах. Потому что потом не, зачем кого-то обвинять, если сам не участвовал в выборах. Но тенденция такова. Я очень надеюсь, что все-таки на следующих выборах выйдет максимально возможное количество людей. Но это будет зависеть, когда мы проведем выбор. Если выборы будут, как Майя Санду хочет, в июне, я думаю, что выйдут не более 35% граждан. Потому что будут бояться. И будет невозможно сформировать избирательные комиссии. Поэтому выборы нужно проводить только в условиях, когда пандемия пойдет на спад. И когда у нас будет вакцинация и доступ к вакцинам. Сентябрь, октябрь в лучшем случае. А лучше назначить правительство и провести эти выборы через 2 года. Для того, чтобы мы сначала справились с кризисом. Поэтому мы знаем об этих тенденциях, работаем в этом направлении. Нина Пулбери Скутару. Требуйте организовать вакцинарий пентру мигранции тен Русия. Сент Мулс Доритор, на чьи кардин детенича тасини, ну все под вакцина. Домна Пулбери, ее примита сейчас мессаж делалс мигранзе, но что кариси афла кума Русия. Ее штюк Федерация Русы приготештевым программ на фара дичетатень, с вакцинези печей карсиафла по территории Федерации Руссо не финчат оцендер финц ангажац темпорар со перманенц по территории Руси. Я жду к сепрегатерству астфальди программы, мут как ты день чечи мел спусме коллеги партнеры Федерации Руссо. Чем я пробавил пыла между луни мая его раз осигураку вакцине то ати чери нечистецли интерни реферла Федерация Руссо. Și cred că în această perioadă vor fi posibilitatea de vaccinași migranții care se află acolo. Și după luna mai, sunt gata să livreze volume mai mari de vaccine la export. Știți că noi am obținut 180.000 de doze, este un volum destul de mare, că mă uitam ieri, Armenia a primit 15 sau 20.000 de doze contraplat. Noi avem 180.000 pentru Moldova fără plat, ajutor umanitar. Eu cred că este un lucru foarte bun, care noi l-am obținut în discuții cu Federația Rusă. Dar avem nevoie de mai multe vaccine rusești, pentru că oamenii solicită în special vaccinul rusesc. Deci și în Germania, recent, 55% în baza unui sondaj au spus că vor să vaccineze cu Sputnik V. În timp apropiat, cred că în câteva săptămâni, o să avem la Chișinău și vaccinul chinez. Apropo, la moment, din cel mai mulți oameni pe glob pământesc s-au vaccinat cu vaccinul chinezesc. În Turcia doar vaccinul chinezesc maxim. La nivel global, îmi pare că 500 de milioane de oameni deja cu vaccinul chinezesc. Păi, vaccinul chinezesc, cel mai probabil, eu știu și data, dar nu am dreptul să vă spun, dar în următoarele săptămâni, până la sfârșitul lunii aprilie, acest vaccin trebuie să ajungă la Chișinău, într-un volum destul de mare ca donații din partea conducerii Republicii Populare Chineze. Stimați prieteni, până aici, acestea sunt întrebările pe care mi le-ați acordat în cadrul emisiunii președintele Igor Dodon răspunde. Eu vă mulțumesc, vă urez sănătate, cu Doamne ajută și ne vedem săptămâna viitoare.